conocía, conocía. Ay, crema nostra de uno. Încet și cu răbdare, așa, dăm așa pe mână și începem și tragem. Untul este moale, se poate lucra cu el. Uitați. Începe să prindă formă, așa. Încet, încet. Vedeți? Încet, încet prinde formă. Așa. Cam așa vin făcut. Acum depinde de mâna fiecăruia. Și luăm și îl așezăm așa aici, peste. Pentru crema noastră de unt, o să avem nevoie de un pachet de unt de 250 de grame, lăsat la temperatura camerei. Îl punem așa aici. Și apoi o să-l tăiem așa bucățele. Vedeți că este moale la temperatura camerei. Așa. Și acum, cu o spatulă, eu am să-l amestec bine, bine. Și acesta este primul nostru ingredient. O să avem nevoie doar de două. Amestec cu aceasta. Încet, încet. Așa o să amestecăm. Așa. Ne ajutăm cu această paletă să dăm jos de pe pereții vasului. Vedeți cum consistența s-a făcut pufos. Și acum o să adăugăm puțin câte puțin din laptele nostru condensat. Așa. Amestecăm, amestecăm. Așa. Și acum am un tub de lapte condensat de 170 de grame și am să pun puțin câte puțin. Sau puteți folosi laptele condensat, îl realizați acasă după rețeta mea. O găsiți pe canalul de YouTube, lapte condensat, Camelia. Așa. Și acum, din acest tub, o să punem puțin câte puțin și o să mixăm. Și mixăm, așa, încet, încet. Mai adăugăm puțin lapte. Așa, din tubul nostru adăugăm, așa, până îl punem pe tot. Și amestecăm. Amestecăm încet, încet. Așa. Rețetele mele sunt la îndemână oricui, oricine le poate face, sunt simple. Încerc să le fac pas cu pas ca să le înțelegeți bine, bine. Așa. Ia uitați, spumos, spumos. Adăugăm și restul care ne-a rămas, să-l punem pe tot. Așa. Așa, am pus și restul de lapte și acum încet, încet amestecăm. Așa. Și crema noastră de unt cu lapte condensat este aproape gata. Așa. 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 Strângem așa deși de pe pereții vasului. Ia uitați crema noastră cum arată. Așa este pufoasă, pufoasă. Acum o să o punem într-un poș. Ia uitați. Cu un poș. Eu le cumpăr așa în role. Dacă doriți găsiți linkul la mine pe pagina. Ia uitați. Și
și sunt așa triunghiulare, le rupem, vedeți? Ia uitați. Rupem așa. Moale. Dar dacă noi o punem la frigider, când dornăm, vedeți? Ia uitați, se întărește. Așa, ia să o așez așa aici un pic. Vedeți? Crema este făcută doar din unt. Untul este moale și lapte condensat. Și o putem aroma cu arome, dacă dorim. Și o putem și colora cu colorant alimentar. Acestea sunt formele. Uitați, am făcut așa un trandafiraș. Vedeți că se poate lua și în mână. Așa. Și se poate, uitați, se poate lucra bine cu borșul. Așa zic, să vă arăt și vouă. Vedeți? Așa. Acum am să dau la frigider și o să începem. Aici am pus într-un poș și aici am și vârful. Aici am pus într-un poș puțină cremă. Eu am aceste punguțe care le cumpăr. Așa. Vârful este simplu. Așa pentru, ca pentru petala de trandafir. Și aici avem fel de fel de forme, în caz de duiuri, și fel de fel de forme. Le aveți acasă? Iată, și pentru frunzulițe. Așa, eu am și aceste pentru trandafiraș. Iată, pentru iarbă. Așa, un fel de fel mi le-am luat. Pentru decorare, am pus și acesta, în formă de stea. Și pentru frunzulițe mai mari, mai mici, la petale, le folosiți. Așa. Le-am dat și mai mic, o vârf mai mic. Așa. Acestea sunt, sunt duiurile, sau vârfuri, cum vreți să le spuneți. Așa. Cu pungi, pungi de unică folosință. Punem crema. O răsucim așa. Aici avem... Eu mi-am cumpărat aceste. Le găsiți peste tot. Vedeți? Aceste forme. Și puteți lucra pe ele ca să faceți trandafirașii. Sau floricelele. Puteți pune un pic de, o bucățică de hârtie de copt. Puneți o picătură de cremă, hârtia de copt. Eu astăzi nu am. Și după aceea lucrăm. Și apoi cu un forfecuț luăm deasupra. Cu un forfecuț. Am un forfecuț așa mic de plastic. Așa. Și să încercăm să facem un trandafiraș. Vedeam. În direct să vă arăt cum se lucrează această cremă. Și după aceea, din această cremă, o să facem fursecuri. Așa, o să facem un singur aluat, îl împărțim și la fiecare bucățică o să-i dăm câte un gust. Așa, și o să ne jucăm astăzi. Ia uitați. Mai întâi o să punem așa aici, în, nu știu dacă se vede. Așa. Ne facem așa un vârf și după aceea începem. Și aducem în... Uitați. Așa. Dacă avem surplus, să-l punem așa pe mână. Așa. Și încet, încet, facem și bobocei. Ia uitați. Așa. Și trandafiraș, încet, încet și cu răbdare îi lucrăm. Încet, încet prinde formă. Oricine poate face, ia uitați. Cum arată. Puteți colora crema cu colorant alimentar. Acum eu am să iau și am să pun pe un platouaș, pe farfurie. Așa. Și am să pun aici să se vadă.
YouTube-ul deoparte. O să-l pun și aici. Așa. Și luăm așa cu forfecuțul și-l așezăm așa aici. Și se întărește și se pune pe tort. Sau decorăm brioșele. Așa. Luăm crema în exces de aici, o punem alături. Acum fiecare dexteritate care o are încearcă să o facă. Așa. Deci mai facem încă unul să vedem cum iese. Ia să vin aproape să vă arăt. Să văd dacă reușesc, dacă se vede aici. Să văd unde e camera. Așa. Iam să pun așa aici. Așa, îmi fac. Și îmi șterg. Și apoi iau și pun așa. Vedeți? Nu știu dacă se vede. Așa. Totul unde este floare? Aici. Totul este aici deasupra. Să iasă. Așa. Și începem. Și punem așa. Mai lăsăm așa puțin. Totul este moale. Se poate lucra cu el. Așa. Nu știu dacă se vede, că nu văd nimic. Iată-te. Așa. Și acum o luăm. Când se așează pe tort, partea de jos aici. Ia uitați. Vedeți, o luăm și o așezăm așa aici, peste alături. Așa, acesta este mai închis. La frigider și se întărește. Așa. Și apoi putem face și frunzulițe. Așa. Faceți multă cremă, o puteți colora. Ia uitați, cu colorant alimentar în gel sau în praf. Așa. Sau în gel și în borcanele. Așa. Și cu scopitoare puneți și amestecați bine, bine, bine. Așa. Ia să vedem aici. Nu știu dacă se vede. Așa. Să vă arăt cum se lucrează. Și rămâne așa, rămâne. Așa. Am să schimb și am să pun și în altă pungă. Să vă arăt și alt model. Și împingem pe bine. Aici avem crema noastră de unt. Eu doar vă arăt. Și tot cu această cremă, după aceea să vedeți ce facem noi, ce bunătăți facem. Așa. Sure.
Scurrimone. Si vede? Niente, scurrimone. Lascia, sta cercando faccio, zio. Se forte forte buona dentro dai corazzo stiti se forte forte simple dei focot la frigider se întărește și o putem pune pe luăm florile uitați luăm florile și le punem pe este buna sau încercați simplă două ingrediente și nimic mai mult. Să se trage. Poate crema și în față. Așa, scoatem și aerul care este. Așa. Ca să nu lăsăm nimic pe pungă. Așa, scoateți aerul și apăsați în față aici. Încercați să scoateți aerul. Așa. Uitați ce bine se lucrează crema. Să întorc așa aici. Uitați. Și este bună. Unt și lapte condensat. Să o încercați.